noi toți visăm. Cum sărbătorim și victorie toți strigăm. Cum am mai făcut-o, o să facem iar. Milioane de inimi bat la unison. În seara asta pe teren e o țară întreagă, fără numere sau nume pe tricou. Împreună ne apărăm, împreună ne atacăm. Cum am mai făcut, o să o facem din nou. În seara asta pe teren e o țară întreagă, fără numere sau nume pe tricou. Împreună. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în vestă. E bine, doamnelor, domnilor, echipa națională a României întâlnește astăzi echipa Olandei în optimile de la Euro 2024. Emoțiile sunt uriașe, iar suporterii sunt pregătiți să-i susțină pe tricolori din toată inima. Zeci de mii de români vor fi prezenți la meci și mergem, doamnelor și domnilor, într-o transmisiune specială în München, acolo unde sunt colegii mei, Cristina Herea și Marius Niță. Bun găsit, dragilor! Care este acum atmosfera acolo? Guten Morning de la München, dragilor! A sosit ziua Z, ziua în care România întâlnește reprezentanța Olandei. Și diseară, marele meci în care cu siguranță România va câștiga, bineînțeles. Și putem spune că Münchenul este mica Românie în aceste zile, pentru că dincolo de cei peste 40.000 de suporteri veniți din toate colțurile Europei, am putea spune, oameni și români stabiliți în Germania, în Olanda, în Elveția, dar și români veniți de acasă, din inima țării noastre. Iată, totul vibrează aici a România. Purtăm, trăim și simțim românește. Se fac pregătiri aici în Olympic Park, unde acolo va fi o scenă. Și vedeți și primii suporteri de la primele ore ale dimineții. Dar nu români, din păcate, ci olandezii. Sunt foarte prietenoși, să știți. De cum ne-au văzut în tricourile echipei naționale, ne-au salutat, ne-au zâmbit. Sperăm să rămână așa. Și vedem și primii români, primii suporteri. Iată-i și pe români. Români. Se pregătesc așadar pentru un spectacol. Va veni Loredana, Marius Moga, Guess Who, toți vor cânta acolo pe o scenă amplasată, vom merge și vom transmite de acolo oră de oră. Așadar, invitați special, pentru că am văzut și foarte multe celebrități, oameni politici, oameni de afaceri care au venit în aceste zile aici la München. Pe toți îi vom avea la cadru și îi vom aduce în casele dumneavoastră prin intermediul România TV. Toți sunt îmbrăcați în tricolorul țării noastre și toți, iată, au venit aici cu speranța unei performanțe. Încercăm să transmitem emoția de aici, de la München, vibrația României, iată, care se simte pe toate străzile, în parcuri și, de ce nu, vom transmite chiar de pe arenă. Și o suporteriță echipei adverse, care vrea să susțină echipa, bineînțeles. Să știți că sunt și foarte mulți suporteri olandezi, nu doar români, și abia aștept să văd întâlnirea lor la stadion, pe care o vom transmite aici la România TV. Aseară... Sperăm ca lucrurile să fie așa cum s-au petrecut până acum, pașnic, fără violențe, însă pe fondul consumului de bere, pentru că suntem în Germania, s-ar putea să se iște și astfel este de evenimente. Este important de spus, Marius, că aseară am stat până târziu în noapte pe străzile din München, Marienplatz, în acolo, în centrul Münchenului, și, doamnelor și domnilor, românii au cântat, au dansat și au făcut o atmosferă incredibilă, au venit cu muzică, au instalat boxele la terase și vreau să vă spun că am avut senzația, nu-i așa, Marius, pentru prima dată, că suntem acasă în România și nu la München. A fost o atmosferă incredibilă, am văzut, iată, nemții, am văzut pe olandezi dându-și mâna cu suporterii români, pentru că, într-adevăr, suporterii din România fac o figură extraordinară, așa cum echipa națională face pe terenul de 40 fotbal. 40.000 de români sunt, vreau să ne întoarcem să îi vedeți pe fanii olandezi care s-au adunat deja aici. 40.000 de români s-au adunat, însă doar vreo 24.000 vor intra pe stadion în această seară, și... din păcate, pentru că numărul biletelor este destul de restricționat și mulți sunt încă în căutarea acestor bilete. Mare atenție și cu ce veniți diseară pe stadion, cei care aveți bilete, pentru că n-aveți voie cu umbrele, deși cerul
cerul este norat și s-ar putea să plouă spre seară. Romica Jurca știe mai bine, poate o întrebați pe ea. Pe de altă parte, așa cum vă spuneam, 7.000 de bilete au fost puse în vânzare, Marius. Doar atât am avut permisiunea să cumpărăm. Pe de altă parte, vă reamintesc, capacitatea este de 66.000 de locuri și foarte mulți români vor fi, iată, aici, alături de noi. Mergem la Fan Zone, mergem în Marienplatz, mergem la terase. Cum vă spuneam, München înseamnă mica România. Mica România. Și înainte să încheiem, vreau să-i agităm puțin. România! România! Ole, ole, ole! Marius, sper că vocea ta se aude până pe stadion. Ne întoarcem în orele următoare cu români. Cristina, Marius, mulțumim pentru această transmisiune. Oră de oră vom reveni la voi. Cu siguranță îi vom vedea și pe suporterii români în spatele vostru, nu doar pe cei ai olandei. Continuăm.